Am invitat alături de mine trei doamne frumoase, minunate, le-am descoperit acum. Ne-am cunoscut fizic abia ieri și a fost așa o chimie între noi, așa de ușor am comunicat. Sunt minunate și o să le descoperiți astăzi. Pentru că tema conferinței este vremea curajului, ele s-au calificat pentru acest talk show pentru că au fost curajoase într-un anumit domeniu. Daniela Maron locuiește în Cluj, are 28 de ani, este căsătorită din 2014 cu Edgar Maron, cetățean israelian. Au trecut 8 ani de atunci. 3 ani au trăit în Israel, apoi s-au mutat în România. Pe 27 august 2018, noroc cu mențiunile de date de pe internet, a pornit vlogul Dincolo de mine și unele dintre dumneavoastră o cunoașteți din această perspectivă. Ea socotește acest vlog o lucrare frumoasă, dar solicitantă din punct de vedere emoțional. Ca urmare a unei experiențe personale traumatice, a deschis în octombrie 2020, în Cluj-Napoca, primul centru din România dedicat tratării vaginismului, numit Her Therapy Center, cu o rată de succes de 100% până acum, zice Daniela. O să aflăm mai multe lucruri despre asta din prezentarea care urmează. Violeta Altman, are 38 de ani, locuiește acum în Cluj-Napoca, dar s-a născut și a copilărit în Galați. În 2007 s-a căsătorit cu Conrad Altman, cetățean american, și pentru următorii 7 ani s-au stabilit în Statele Unite. Acolo Violeta a lucrat ca lider creativ, specialist pentru compania Apple. Nu au putut avea copii, așa că au decis să adopte și în 2014 s-au repatriat la Cluj-Napoca. De multe ori ne vine să spunem, și așa am și scris, din păcate nu au putut avea copii, dar din fericire pentru copiii pe care i-au adoptat. Pentru ei o fericire. Ei din fericire, nu-i din păcate. Depinde de pe care parte a lucrurilor privești. După ce au făcut toate demersurile aferente, au adoptat-o în anul 2016 pe Jacqueline, Jackie, iar în 2020 au înfiat-o și pe surioara ei, Evelyn. Ele s-au cunoscut abia după înfierea în familia Altman. Ce înseamnă să fii părinte adoptiv? Ce înseamnă să primești, să trăiești cu condamnarea lumii că nu ai copii, o să aflăm de la Violeta. Corina are 43 de ani. Știți de ce vă zic vârstele? O să vă zic și vârsta mea. Pentru că aparținem la 3 decade, la 4 decade diferite de vârstă. Și asta e frumusețea. Locuiește tot în Cluj, ele sunt clujence toate. Este soția lui Doru, mama lui Haris, a lui Joshua și a Ianei. Anul acesta, împreună cu soțul ei, au marcat împlinirea a 8 ani de când administrează Royal Caris Academy din Cluj, care are o grădiniță și de anul trecut și ciclu primar de învățământ. Este un proiect inspirat din și călăuzit de Dumnezeu și au trecut prin foarte multe peripeții și provocări până acolo încât pot afirma că însăși existența lor este un adevărat miracol, spune Corina în prezentarea ei. Da, Corina este astăzi împreună cu noi pentru că a ales să-L asculte pe Dumnezeu într-un moment foarte dificil al vieții lor. Și o să aflați despre ce e vorba. Cealaltă Corina, adică eu, am 53 de ani, da, ca să știți ce vârsta mea, sunt aici pentru că am avut curajul să spun da, când organizatoarele au zis, Corina, tu faci talk show. Și mi-a trebuit mai mult curaj să spun nu. Așa că am spus da. De-aia sunt aici. O să pornim în interviul nostru, în dialogul nostru, o să-mi permit să mă așez. Și o să pornim cu întrebarea, ce înseamnă pentru fiecare dintre voi curajul, dincolo de definiția din dicționar? Daniela, ești cea mai tânără, cea mai curajoasă dintre noi? Cred că curajul este atunci când acționezi în ciuda fricii, nu când nu există frică. Și cred că acesta nu este o trăsătură de personalitate, ci este mai degrabă un miracol al Duhului Sfânt în viața celui născut din nou. Pentru mine, personal, curajul înseamnă să mă supun voi lui Dumnezeu,
indiferent de cât mă costă, cât, care este costul pe care îl plătesc, fie că e numele meu sau reputația mea. Mulțumesc, Daniela. Violeta? Pentru mine, curajul înseamnă să faci un pas înainte când nu cunoști viitorul și să înlocuiești ceea ce nu știi cu ceea ce știi despre Dumnezeu pe care îl cunoști. Și încurajarea mea a fost să continui să-L cunosc pentru a continua să pășesc înainte, în necunoscut. Mulțumesc, Violeta. Corina? Vreau să vă spun că pentru mine curajul este sinonim cu frica. Curajul înseamnă frica de Domnul. În măsura în care ai frică de Domnul, în aceeași măsură asculți de El. Da, ascultarea are legătură și cu dragostea de Domnul, dar să știți că are mare legătură și cu frica de Domnul. Și vă citesc mai un verset, Exod 14:31. Dumnezeu se străduie să-i convingă pe israeliți că este atotputernic, că poate să facă orice pentru ei. Și reușesc să vadă toate cele 10 plăgi, cea mai puternică armată la ora respectivă este înnecată în Marea Roșie sub ochii lor. Și concluzia din versetul 31. Israel a văzut lucrarea măreață pe care Domnul a făptuit-o împotriva egiptenilor. Astfel, poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul. Și în robul său Moise. Și, practic, credința în Domnul implică și ascultare de El. Deci, curaj înseamnă, în primul rând, cultivarea și hrănirea fricii de Domnul. Cu cât frica de Domnul este mai mare, cu atât toate celelalte frici dispar. Mulțumesc, Corina. Așa este. Fiecare poveste este specială, așa că o să le luăm pe rând. Daniela, la puțin peste 20 de ani, te-ai căsătorit, ți-ai găsit alesul, ai fost sigură că el este, și pentru că era cetățean israelian, v-ați mutat în Israel, unde ați stat 3 ani, spune povestea ta biografică. Ce s-a întâmplat în acei 3 ani? Ai plecat o fată veselă, puțin naivă, spuneai tu, și te-ai întors-o altfel. Cum a fost? După ce ne-am căsătorit, soțul meu s-a mutat în România, de fapt, și un an și jumătate, am uitat să menționez, te rog să mă ierți, un an și jumătate am locuit în țară, după care, la înțelegerea faptului că Dumnezeu voia să plecăm în Israel, ceea ce pentru mine nu avea niciun sens, pentru că eu sunt foarte patriotă de felul meu, am plecat și înainte să plecăm, soțul meu mi-a spus: Daniela, tu trebuie să înțelegi că plecarea aceasta în Israel va fi un fel de smulgere pentru tine. Tu ești plantată ca într-un ghiveci cu flori, un ghiveci de flori, și vei fi smulsă ca să poți să fii plantată într-o grădină ca rădăcinile tale să poată să meargă mai adânc. Mi s-a părut interesant ce a zis, n-am înțeles exact, dar am scris-o în jurnal în data în care a spus-o. Și așa a fost. A fost smulgere din toate punctele de vedere. Am cunoscut depresia pe care am negat-o cu tărie din cauza faptului că, bineînțeles, am fost desprinsă de familia mea mult iubită și comunitatea în care eram și eram implicată, dar pe lângă aceasta noi am întâmpinat o problemă și anume vaginismul. Și vaginismul a început să-mi definească identitatea mea de femeie. Acum poate ar trebui să definim ca doamnele să înțeleagă. Da, ce exact este vaginismul? Este o disfuncție sexuală care se caracterizează prin contracția mușchilor vaginali, dar o contracție involuntară. Este o problemă psihosomatică, adică începe de la minte și se continuă în trup. Ceea ce înseamnă că eu nu am putut să-mi consum actul intim, căsnicia, 5 ani de zile și nu am avut nicio soluție. M-am dus la medici ginecologi, la psihologi, la
consilierile și nimeni nu mi-a dat un diagnostic sau un răspuns până când l-am găsit. Și acum, pe fondul acesta, eram în Israel, simțeam că nu sunt femeie, că nu pot să fiu femeie, îmi doream să nu mă mai trezesc dimineața, că mă simțeam ca un blestem, deși soțul meu este miere, este pâinea lui Dumnezeu. L-am învățat pe Iisus mai mult prin soțul meu, vă spun sincer și cu emoții foarte mari. Dragostea necondiționată a lui Iisus. Dar simțeam că sunt un blestem pentru el. Știam că merită mai mult, că merită o familie normală, o relație normală, copilași și viitorul acesta pe care toți ne-l dorim. Și îmi doream să nu mă mai trezesc și când mă trezeam îmi părea rău că m-am mai trezit. Dar am înțeles, într-un moment foarte crunt în Israel, unde erau plâns în hohote și tremurate mâini, că Dumnezeu, prin Duhul lui, m-a întrebat: Daniela, mai ții minte ce te-ai rugat toată adolescența? Și în adolescența mea mă rugasem: Doamne, trece-mă prin tot ce trebuie să trec ca să ajung la potențialul meu maxim, ca să te slujesc pe tine și pentru mărirea împărăției tale. Și întrebarea lui era: mai vrei sau ne oprim? Și știam că parcă aveam puterea asta să zic ok, ne oprim, și se bifau problemele mele, care vaginismul era una dintre ele. Dar am spus: nu, mai mergem. Până când decizi tu, cum decizi tu, Doamne? Și am venit înapoi acasă, ca și vasul acela frânt și apoi lipit înapoi cu aur. Am venit pregătită ca să fiu împărțită, da? Pâinea se frânge înainte să fie împărțită către ceilalți. Ai găsit soluție pentru problema ta, pentru problema voastră, la New York. Cum ai aflat că acolo se poate face tratament și cum ați ajuns acolo? Am înțeles că nu a fost chiar ieftin. Da, am căutat pe internet peste tot. Până la urmă, diagnosticul l-am găsit acolo și încă printr-o prietenă. Și am aflat de tratamentul acesta, dar știam că este foarte costisitor. Toate treburile astea medicale în America sunt foarte scumpe și tot speram că reușesc eu cumva sau Dumnezeu mă vindecă în mod supranatural, că noi credem în vindecările acestea, nu? Dar Dumnezeu avea alt plan pentru mine. Și am ajuns să merg la New York până la urmă. M-am gândit, dacă alții împrumută pentru case și mașini, eu să nu împrumut pentru căsnicia mea. Și am împrumutat banii și am ajuns acolo și am primit vindecarea, dar pe lângă vindecarea asta, bineînțeles, am și înțeles ce înseamnă tratamentul acesta, ce înseamnă vaginismul. L-am aprofundat ca să pot să vin înapoi și să le ajut și pe celelalte femei care se confruntă cu problema aceasta. Ce n-am spus, că tu ai absolvit facultatea de psihologie. Ești oarecum în cunoștință de cauză și asta te-a ajutat ca să înțelegi mai bine ce ți se întâmplă. Ați reușit să mergeți la New York, să faci tratamentul, te-ai întors în România și ai pornit cu un vlog. Acum, generația voastră, foarte tinerilor, sunt mult mai obișnuiți cu vlogul. Încă noi mai suntem pe site-uri, da? Și încă pe e-mail. Cum ți-a venit ideea să pornești un vlog? Și de ce Dincolo de mine? Așa, vlogul se numește Dincolo de mine din cauza că am pornit cu o teamă sfântă să nu mă joc cu gloria lui Dumnezeu. Mi se pare că ăsta e păcatul ăsta atât de puternic, să vrem să ne asumăm sau să ne luăm nouă gloria. Asta e păcatul lui Lucifer. Nu ne permitem să ne jucăm cu gloria lui Dumnezeu. Și am vrut să fie sigur de la început că nu-i vorba despre mine, nu-i vorba despre abilitățile mele, care oricum nu prea existau, ci e vorba despre Hristos și lucrarea lui și cuvântul lui și standardul lui. Și modul în care l-am pornit a fost... Eu scriam jurnal de prin clasa a șasea. Și la un moment dat, în perioada aceasta dificilă din Israel, n-am mai scris. Pentru că ce să mai tot scriu, să mă tot plâng, să tot... Și soțul meu la un moment dat îmi spunea: Daniela, tu trebuie să continui să scrii, tu ai un dar de la Dumnezeu.
Nu vedea el exact în ce mod, eu nu vedeam deloc în ce mod, dar spunea, ai un dar și Dumnezeu să-ți ceară socoteală pentru darul care este în tine. Și la un moment dat știu că m-a luat și m-a pus pe scaun în față la, la birou și mi-a pus o foaie în față și a spus, 30 de minute, stai aici, dacă nu-ți vine nimic, nu scrii, dar 30 de minute stai aici. Și într-o zi, pe acest fond, într-o dimineață pe la 5, mă trezește din somn și îmi spune, Daniela, Hai să ne rugăm, trebuie să ne rugăm. Și nu-mi venea mie să mă rog la 5 dimineața, că voiam să dorm. Dar m-am ridicat, că e soțul meu și trebuie să ascult de îndrumările lui. Și m-am ridicat și ne-am pus pe genunchi lângă canapea și ne-am rugat. Și în timp ce ne rugam, el a spus, Doamne, și pentru lucrarea pe care Daniela o face și pentru vlogul și ceva a menționat să ne dai o cameră să filmăm. Și mă gândeam, ce vorbește soțul meu? Dar a trecut, cred că, 2 zile și am avut și camera și am pus-o într-un colț câteva luni, că nu m-am apropiat de ea. După aceea, până la urmă, când treceam pe lângă ea, știam, e voia lui Dumnezeu, știam că e voia lui Dumnezeu, dar eu n-aveam curaj și mă simțeam vinovată tot timpul când treceam pe lângă cameră. Până la urmă am luat, am filmat, cred că 2 vloguri, am făcut pauză de 8 luni, iar am pus-o acolo să nu o văd, mi-era teamă, dar am știut până în adâncul ființei mele, din cuvânt, multe confirmări și prin îndrumarea soțului meu, că este voia lui Dumnezeu să continui în această lucrare. Ce subiecte ai abordat? Ca să ne înțelegem, că n-ai început cu vlogul care e foarte cunoscut, în care vorbești despre vaginism. Ai început cu altceva. Exact. Am abordat subiecte pentru fete. Eu am gândit vlogul pentru fete și femei din România. Inițial mă gândeam să-l fac în engleză, că în momentul acela vorbeam, mi era mai confortabil în engleză. Dar Dumnezeu îmi spunea, e pentru România, nu-i pentru alții, e pentru România. Și am vorbit despre problemele fetelor și ale femeilor. Eu, în mod normal, m-aș fi dus înspre apologetică. Vorbeam despre asta, acolo este inima mea, dar Dumnezeu întotdeauna m-a îndrumat, cel puțin până acum, înspre alte subiecte, despre relații, despre acasă, despre zilele când nu-mi prea place de soțul meu, de exemplu, este un titlu al unui vlog. Subiecte de genul acestea, foarte practice, dar în același timp și cu o profunzime spirituală și foarte ancorate în cuvânt. Nu povești, doar ci cât mai ancorate în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi am făcut vlogul cu vaginismul după o perioadă lungă, 1 an jumate, cred că, sau așa ceva, 2. Ai avut nevoie de curaj ca să vorbești despre vaginism public de data asta? Da. Am avut nevoie de curaj și, cum am zis, eu cred că curajul nu e o trăsătură de personalitate. Poate îndrăzneala e, dar curajul a venit ca și dar din partea lui Dumnezeu. A fost translegat de o chemare pe care mi-a făcut-o și mi-a dat, m-a echipat pentru chemarea aceasta. Mi-a fost greu pentru că știam că nici unii medici ginecologi nu acceptă această afecțiune. Până când în 2021 a apărut în cărțile de medicină oficiale la secțiunea ginecologie vaginismul, dar doar în 2021. Care a fost feedback-ul? A fost un feedback foarte pozitiv. Foarte pozitiv, bineînțeles că au fost și unele persoane care m-au criticat pentru asta, de ce vorbesc despre viața mea intimă, public, și am înțeles, este în regulă. Am știut că era voia lui Dumnezeu, dar feedback-ul a fost pozitiv și m-a copleșit empatia și interesul femeilor care nu au experimentat asta niciodată, dar femeile astea sunt femei pline de Dumnezeu, pur și simplu au empatizat și au făcut problema asta cunoscută. Și acum când vin femeile la noi la centru, deseori mi-a spus o prietenă despre vlogul tău, mi-a spus cu tare despre vlogul cu vaginismul, s-a dus mai departe așa, din gură în gură și e doar lucrarea lui Dumnezeu. Deci am înțeles, a fost călăuzirea lui Dumnezeu, n-ai făcut-o dintr-un spirit de bravură gratuită, cine sunt eu, hai să vă arăt eu ce probleme am și vă spun eu cum trebuie tratate, ci ai pășit pe ape în credință, în ascultare de Dumnezeu. N-ai rămas doar la vlogul Dincolo de Mine, ai făcut un pas mai departe, deschizând un centru pentru pentru a trata această afecțiune.
Cum l-ai deschis? Care a fost călăuzirea? Cum ai simțit că Dumnezeu te călăuzește în direcția asta? Când m-am dus în state pentru tratament, le-am spus doamnelor de acolo, uitați, eu mai știu 8 cazuri în momentul de față în România. Ca să mergi în state la tratament îți trebuie undeva la 21.000 de euro plus engleză. Harul pe care eu l-am avut cu engleza din cauza soțului meu care era străin. Dar multe femei din România nu știu engleză și de unde să ia 21.000 de euro. Și mi-au spus, a, uite, lasă că acum mergi tu acasă și le încurajez să economisească și să vină. Și mi-am dat seama că nu era, îmi doream ca ele să deschidă aici. Mi-am dat seama că nu se întâmplă asta și din nou soțul meu, care... Soțul meu este pur și simplu așa, de la Dumnezeu. El a și cumpărat un guest book, o carte, o agendă, cu gândul că în acea carte, în acel caiet, vor scrie pacientele care vor fi vindecate în centrul nostru. Când eram încă în state și am venit înapoi, bineînțeles că am tot amânat, nu am vrut să aud, deja erau aproape certuri între noi, așa, micuțe, dar Daniela, Dumnezeu, din nou îți cere să faci ceva și nu, și te încăpățânezi. Și ăsta este adevărul, mă încăpățânam din cauza fricii, nu pentru că sunt foarte puternică, din cauza fricii, mi-era teamă să încep ceva ce nu a mai făcut nimeni aici. Dar... cumva, împreună cu un avocat, împreună, Dumnezeu mi-a trimis toate resursele, toți oamenii, de la bani la oameni, toate ușile le-a deschis să se poată întâmpla asta și doar prin ajutorul lui Dumnezeu am reușit să deschidem, doar prin ajutorul lui. În 2020 ai pornit, mai știi câte femei au trecut prin centrul vostru până acum? Câteva zeci. Așa. Câteva zeci. Tratamentul este undeva la 2 săptămâni pe femeie. Asta înseamnă undeva la 20 de ședințe cu fiecare femeie și până acum, da, rata succesului a fost de 100%, a fost... E copleșitor că avem femei care vin cu câte 20 de ani de vaginism. Asta înseamnă, dragile mele, 20 de ani în care femeile acestea nu au avut niciodată relație intimă cu soții lor. Și vin și în 2 săptămâni de muncă, că nu este ușor, lucrez cu un fizioterapeut, e un întreg proces. Este o echipă. Este, exact. Nu lucrez singură. Da. Și în 2 săptămâni, 20 de ședințe, pleacă capabile să fie femei, așa cum suntem toate. Spune-mi, ele vin cu condamnare în terapie? Da. De cele mai multe ori vin cu condamnare. Și cu o identitate foarte frântă. Vin foarte frânte. La prima sesiune, de obicei, avem un moment în care doar povestim, ne cunoaștem. Nu știu dacă a fost poate una dintre femei să nu plângă. Deci să nu înceapă pur și simplu incontrolabil să plângă. Pentru că pentru majoritatea dintre ele, acela este momentul când vorbesc despre vaginism cu cineva în afară de soțul lor pentru prima dată în viața lor. Pentru prima dată. Este, imaginați-vă să duceți 20 de ani, 16 ani, 5 ani, cum am dus eu, o chestie și să nu vorbești cu nimeni și acum dintr-o dată să poți vorbi un lucru atât de intim și dureros și acum să poți vorbi este un moment... E fascinant că Dumnezeu deschide foarte, foarte multe uși în vulnerabilitatea și deschiderea aceea. Îmi spuneai că toate femeile care au intrat în centrul vostru au plecat cu o Biblie în mână. Da. Probabil nu toate au fost pocăite. Cele nepocăite au plecat cu Biblie în mână. Cum? Se pare că faceți evanghelizare. Cum o faci? Da. Visul meu ca și adolescentă a fost să deschid un centru de hairstyling în care să fac evanghelizare. Și am făcut asta. Am urmat pași, o parte în timpul facultății, asta am făcut pe lângă facultate. Și după aceea, și am fugit de tot ce înseamnă medicină cu toată ființa mea. Dar am ajuns undeva în direcția asta, dar tot cu evanghelizarea. Ce se întâmplă? Femeile acestea vin și multe dintre ele n-au nicio treabă cu mediul evanghelic. Vin și ajung să se deschidă
foarte mult din cauză că se deschid despre cel mai intim lucru din viața lor. Și asta le deschide ușa, cumva le ajută să se deschide pe toate aspectele vieții. Și vreau să vă spun că nu mă duc eu la ele să le spun, ok, na, acum stai jos, hai să-ți spun despre Iisus. Hai să-ți dau niște versete. Da, ele întreabă și am avut situații în care mi-a spus una dintre ele, Daniela, sunt dependentă de Biblie, nu mă mai pot opri și mi-e frică că citesc prea mult și o termin și după aia ce mai citesc? Încă o dată Biblia. Da, și am spus încă o dată și încă o dată și încă o dată. O să încheiem momentul cu tine, Daniela, să ne spui ce te-a învățat Dumnezeu din această experiență traumatică și apoi glorioasă, aș spune. M-a învățat frângerea și frumusețea frângerii. Așa, simt că am fost în bucățele, la fundul mării, dar când ajungi la fundul mării, bine că știi că mai jos nu mai poți merge și pe lângă asta, acolo găsești și perlele rare pe care le iei și le aduci la suprafață să le poți da și altora. Experiența asta a fost dureroasă, dar frumoasă, pentru că durerea cu Hristos poate să fie frumoasă. Mulțumesc foarte mult! Mare drag! Violeta, e rândul tău. Și tu ți-ai întâlnit iubitul la Cluj. Da. Tot cetățean străin, că experiențele voastre seamănă aici, cetățean american. Și unde se poate trăi mai bine? Altundeva decât în America, zic oamenii. Și ai fost invidiată, știu eu, că te-ai dus să faci bani în America. Acum, să ne spui tu cum a fost viața aia în America. Ați stat 7 ani acolo. Să ne spui puțin despre experiența ta din America. Fusesem ca și student cu work and travel în America de 2 veri și m-am întors acasă și am avut așa pe inimă clar sentimentul că o să mă întorc acolo. N-am știut cum. Pe soțul meu l-am cunoscut în Cluj. A venit pentru o vreme, câteva luni, ca și consultant. Și el de vârsta mea. Mai tânăr cu câteva luni, v-ar spune el, spre bucuria lui că împlinesc anumite vârste înainte. Și ne-am găsit. Așa a fost un sentiment de iată-te. M-a cerut în căsătorie după 2 luni și am zis da. Și ne-am căsătorit 2 luni mai târziu, dar să vă explic că pare așa. Am avut câteva conversații extraordinare și mi-am dat seama că îi cunosc mentorii și familia și biserica, pentru că acolo fusesem în verile în care mersesem în America. Și am plecat în America. Mi-a spus, înainte să devină foarte serios, să mă ceară în căsătorie, am o mărturisire. Eu am datorii școlare și pornim săraci. Dar e minunat să pornești la drum cu un om sărac și tu săracă și Domnul vă învață anumite lecții pe drum. Am mers în America, 7 ani am locuit. Acolo și-a fost minunat. Pentru mine a fost o descoperire, pentru că crescând în România, școala fricii, am crescut, asta a fost ghimpele meu, am crescut cu o frică de profesori nervoși, de nedreptate și la 12 ani, când mi-am predat viața Domnului, m-am simțit eliberată. Am citit proverbele și psalmii cu sete și unde zice că dacă eu sunt cu tine, cine îți poate sta împotrivă? Vorbele astea așa mi-au rămas pentru restul vieții și mersul în America, dacă Domnul e cu mine, cine poate să-mi stea împotrivă? Și iată, ne-am ajuns acolo. Noi ne-am bucurat că n-am avut copii câțiva ani, nu se întâmpla din, nu știam de ce, dar noi ne-am gândit că Dumnezeu e așa de bun cu noi, că ne lasă să ne bucurăm unul de altul și de căsnicie și să, da, să ne bucurăm. Și după câțiva ani, între timp am fost întrebată, cred că de mai mult de sute de oameni, probabil mii, din cauza serviciului care l-am avut, interacționam des cu oamenii și eram întrebată, ești căsătorită? Da, ai copii? Nu încă. Și prin credință ziceam că nu încă, că vorba aia nu se știe niciodată. Și am început să ne punem întrebări după câțiva, 3-4 ani, mai serioase și frica, dacă eu nu pot avea copii. De mult nu mă mai întâlnisem cu frica. Și frica asta, dacă eu, chiar eu, ne-am
cercetat pe la doctor să vedem care-i baiul. Și am aflat că soțul meu are cancer testicular. Și a fost o veste pe care Dumnezeu mi-a dat-o cu dragoste și cu blândețe. Și să vă spun de ce. Când Dumnezeu închide o ușă și nu te mai frămânți cu fricile, știi o treabă? M-am concentrat și te confrunți cu un diagnostic de cancer și te confrunți cu... Acum, Doamne, n-am copii, dar să am soț măcar o vreme. A fost o frângere și o apropiere de Domnul. El ne-a purtat de grijă și a fost operat, radiații. Pe mine și pe soțul meu ne-a apropiat foarte tare perioada asta. Am plâns și la lucru și acasă, dar ne-am lipit de Domnul. Și după ce am lăsat un timp să treacă, să se vindece mintea și inima noastră, gândul adopției a încolțit. Am citit câteva cărți foarte frumoase, Adopta pe viață. A fost prima carte care așa mi-a schimbat perspectiva și încetuc, așa am spus familiei, noi am vrea să adoptăm. Cred că era discuția și a fost primită cu foarte mare bucurie și încurajare de părinții noștri. Am cumnați și verișori adoptați și eu spre rușinea mea, dar spre slava Domnului. Deși nu m-am gândit niciodată la adopție, Dumnezeu s-a gândit pentru mine și m-a pregătit într-un mod special pentru călătoria care urmează sau a urmat, pentru că mi-a sensibilizat inima, mi-a deschis ochii și mi-a dat un soț și o familie extinsă care ne-a susținut. Da. Vreau să te întreb, tu ești o persoană curajoasă. Așa te descrii. Ai pilotat un avion, ai făcut parașutism, nu în același zbor. Te-ai cățărat pe munți, ai făcut schi nautic, da, cu foarte multe abilități sportive. Este o formă de curaj. Care e diferența între acest tip de curaj și curajul de a înfia copii, de a adopta copii? Curajul sportiv are multe în comun cu curajul de a adopta. Îți învingi o frică și un salt în gol și nu știi de partea cealaltă unde ajungi și cum ajungi. Dar diferența cea mai mare e că adopția o faci pe viață și te dedici unui destin, unor destine, ca tu să slujești, cum te-a chemat Domnul, da, pentru restul vieții. Așa, saltul din avion parcă e mizilic pe lângă o decizie pe care am luat-o asumat și cu timp și cu rugăciune și simt că Dumnezeu ne-a pregătit și prin acele experiențe de acest pas, salt mai înalt, să pornim la drum. Și ați decis să vă întoarceți în România. De ce n-ați adoptat în America? Ne-am gândit mult, dar în sfârșit dădusem datoriile școlare ale soțului. Ne-am gândit, nu mai împrumutăm bancă. Stresul psihic pentru mine a fost grozav. Viața în America, a tuturor posibilităților, e minunată, dar e scumpă și copleșitoare. Eu sunt economist și mă pricep să strâng bănuți cu bănuți, dar am zis că nu vrem să împrumutăm bani pentru asta, dar dacă Domnul ne cheamă la a adopta, mergem în România. Am văzut ce e de făcut, puteam să adoptăm și de acolo, dar tot costau bani pentru evaluările astea și cu greu și cu frângere. Am lăsat un job pe care îl iubeam și o comunitate de oameni care ne iubeau și atunci când am plecat în America, n-am plecat că fugeam de ceva și când am venit aici, n-am plecat că fugim de ceva. Ne-am simțit chemați înapoi, în țară. Și nimeni nu-ți garantează nimic despre această procedură și vestea merge că e stufoasă, cu multă birocrație și într-un fel ăla e un mic prim pas. Să spui cu voce tare, vreau să adopt, să te duci la Direcția de Protecție a Copilului, să te smerești, să lași oameni să-ți perinde casa și să te întrebe 100 de întrebări. Așa e un lucru de puțin pe lângă darul,
de a primi în casă copii. Ai vrea să descrii foarte pe scurt procesul prin care ați trecut până ați înfiat-o pe Jacqueline. Da. După ce ne-am întors, a trebuit să așteptăm un an. Acum s-a scurtat perioada asta pentru românii care se întorc în țară pentru a adopta, să restabilim rezidența noastră în România. Apoi ne-am făcut actele care durează doar câteva săptămâni, să le pui deolaltă, niște evaluări medicale, declarații notariale și le-am dus la direcție. Ne-am atestat ca părinți adoptatori, timp care durează 3 luni de zile în care faci cursuri minunate. Toți părinții ar trebui să le facă și să se cunoască, să-și cunoască stilul de atașament, să mai călătorească în propriul trecut și să învețe cum să aibă grijă de copii cu un trecut dificil. Copiii adoptați sunt minunați, dar în viața lor a existat o pierdere și ei toți au suferit o traumă. Dacă noi ca părinți abia așteptăm cu balonașe să îi bine primim acasă, le facem un deserviciu. Cu smerenie să începem la drum conștienți de situația lor. Și după 2 luni, după ce am primit atestatul, am fost sunați că am fost potriviți cu o fetiță. E un sistem pe calculator care te potrivește după niște criterii pe care tu le spui, dar rugăciunea mea a fost ca Domnul să aibă el degetul acolo pe calculator și pe buton și noi să primim copilul care el îl are pentru noi. Și așa a fost. Nu toate potrivirile astea sunt de la început așa, sunt potriviri care nu merg și ai timp, 3 zile după ce cunoști copilul, să te gândești, știți, nu simt că acesta e copilul și să nu fie nicio condamnare. Suntem încurajați. Dacă simțiți că nu credeți că puteți merge mai departe acum, spuneți acum și nu vă treziți mai târziu. Așa a dat ca Domnul să fie ca noi să spunem da. Și a venit acasă Jackie după câteva luni de vizite la asistenții maternali, timp în care ea s-a atașat de noi. A apucat să ne cunoască, ne-am jucat, a venit și iată-ne, e de la noi de 6 ani imediat. Femeile care poartă sarcina, oarecum sentimentul maternității crește în noi odată cu sarcina și nașterea creează o legătură anume. Cum e când adopți? Când ai simțit sentimentul ăsta matern? Că în toate femeile se naște. Da. Dar pentru tine cum a fost? Foarte bună întrebare. Pentru că ne frământă pe toate femeile care adoptăm. Fie că recunoaștem sau nu. N-am simțit. Mare maternitate la întâlnirea cu fetița noastră prima. Dar ne-am dus prin credință. Ceva am simțit, mă gândesc eu. Că am fost hotărât, asta e fetița mea. Dar să vă spun. După câteva zile i-am putut spune că o iubesc, așa cu o bucurie. A venit acasă, noi bășbăiam, mergeam așa, pași mici, dar multă vreme am simțit că sunt un impostor. Era mama, a fost 8 martie, am fost la grădiniță, la serbare, mare fericire. Și așa de ușoară mi s-a părut perioada aia și de frumoasă, că și doamnele asistente sociale de la Direcția de Protecție a Copilului au spus, nu prea normal să fie așa de ușor, ceva nu ne spuneți. Dar eu, sincer, cu toată bucuria, vă spun că am trăit roz. Multe lucruri, așa mi le amintesc și acum. Foarte frumos. Am simțit simțul matern după ce rolul de mamă începe să te zdrobească. Nopțile nedormite în care veghezi fruntea fierbinte, rugăciunile pe care începi să le faci și începi să ajuți copilul să proceseze trecutul lor, să vorbești deschis, să te rogi cu ei și se spune... Nu i-am dat naștere fizică fetițelor mele, i-am dat primei fiice naștere fizică, dar cu fiecare punere pe genunchi în fiecare seară și cu fiecare lacrimă pe care o vărs pentru această călătorie sfârșietoare, le nasc pe fetele mele din duh și din adevăr. Și
poveștile care le ascult de la adulți adoptați spun că nu s-au simțit liberi de trecutul lor până nu l-au primit pe Hristos în inima lor. Să se nască din nou. Suntem prea obișnuiți cu mă nasc din nou, dar pentru un copil care a fost abandonat sau a avut o naștere dureroasă, să se nască din nou în familia noastră și în Hristos, iar noi să fim martori la nașterea din nou, din altă lume. Da. Cum ați adoptat-o pe cea de-a doua, pe Evelyn? Noi am fost hotărâți că vrem mai mulți copii și ne-am luat bagajelul și ne-am dus din nou de la direcție să ne atestăm. Și când am ajuns acolo, ne-a întrebat o asistentă, ați venit că ați aflat? Zic, ce să aflăm? Surioara biologică a primei voastre fiice a intrat în sistem. Și am simțit așa o confirmare din partea lui Dumnezeu că suntem pe drumul cel bun. Eu mai cu emoții am fost, soțul meu e foarte hotărât, adoptăm? Și să știți că din partea lui nu s-a terminat. Ne-am atestat și am așteptat-o foarte mult pe surioară. O altă călătorie de frângere, să ne încredem că Dumnezeu are un plan, că dacă ne-a dus până aici, nu ne lasă cu una, cu două și mergem înainte. Era cât pe ce să ne expire atestatul când în sfârșit am cunoscut-o, înainte de pandemie. Și așa bucurie, fetelor! Să le vedem pe fiicele noastre, care nu s-au cunoscuseră înainte, că se iubesc și se îmbrățișează și până în ziua de astăzi se ceartă. Stați liniștite că sunt surori normale. Dar atâta iubire și grijă e una față de alta și poartă împreună povara și binecuvântarea adopției. Și pentru noi asta e mare, mare bucurie. O ultimă întrebare. Ce recomandări ai pentru cuplurile care se gândesc la adopție? Da. Am mai spus asta de curând la Biserica Iris și așa m-am bucurat că am auzit că a rezonat cu multe din cuplurile care nu pot avea copii. Le mulțumesc părinților pentru această încredere care o am în Dumnezeu. Când am auzit cuvântul pedeapsă, există consecințe naturale, dar nu pedeapsă. Infertilitatea unui cuplu nu este o pedeapsă. Este o frângere. Dar nu e o pedeapsă, ci o invitație din partea lui Dumnezeu la o călătorie extraordinară. Și aș spune să nu asculte ce zice lumea, ce spune Dumnezeu despre adopție. Evanghelia răscumpărării noastre este o poveste de adopție. Și eu trăiesc din plin. Și cred că îl simt pe Dumnezeu cu o așa apropiere de mine cum nu l-am simțit până am adoptat. Cred că îl înțeleg ca și tată, mai bine. Răzvrătirile, încăpățânările. Biblia spune foarte multe despre adopție, dacă avem ochii să spunem. Și aș vrea să spun câteva exemple scurte. Pe care le-am împărtășit una din ele la Iris, da? Primul copil adoptat din Biblie e Moise. El a fost scos din apă, adoptat de fiica lui Faraon, un sclav, o etnie nepotrivită în Egipt. Și el i-a fost fiu. Nu a fost tratat ca un fiu, el i-a fost fiu. Dumnezeu l-a pregătit pe el într-un mod miraculos cu o educație regească. Și atunci când le duc pe fetele la muzică, la școli bune, la publice, dar bune, simt că Dumnezeu pune în ele, cum a pus în Moise, pregătirea ca ele să fie lumini și sare. Altă poveste scurtă, când Ana s-a rugat pentru Samuel, i-a promis că îl dă înapoi. Nu pentru ea l-a născut pe Samuel, ci l-a dat Domnului. Și fetele mele, care mi-au umplut deja viața, eu deja sunt binecuvântată, nu simt că îmi lipsește ceva. Rugăciunea mea este să le dau Domnului și să îmi dea și puterea și înțelepciunea și răbdarea și curajul să fiu o mamă bună, ca ele să ajungă femei puternice în Hristos. Iosif, încă două. Scurt!
Pentru că nu știm de ele, dar Iosif l-a adoptat pe Iisus. El nu este tatăl biologic al lui Iisus. Și Dumnezeu a avut credere în omul ăsta să-i crească fiul. Și ce grozav! Nu cred că Iosif s-a simțit, bă, ăsta nu-i chiar a meu, a lui era. Și el l-a născut și l-a crescut cât să devină Salvatorul nostru. Și ultima, un lucru care nu l-am știut și așa îmi place că avem și oameni din sala judecătorească între noi. Ultimul act al lui Dumnezeu pe cruce a fost să încuvinteze o adopție ca judecător. I-a spus mamei lui, femeie, acesta este fiul tău și lui Ioan, asta e mama ta. Nu i-a spus, bă, ai grijă și tu de ea, a spus, e mama ta și fiul tău și orice vârstă am avea, avem nevoie să fim într-o familie. Așa, atunci când am spus în fața judecătorului, da, vreau să fiu mama lor, acea decizie, privind-o prin perspectiva crucii, e cât se poate de emoționantă. Am scris o carte despre identitate pentru că mi-am dat seama că e greu să verbalizez identitatea fiicei mele și să o ajut prima, că a doua ea deja vorbește despre adopție cu lejeritate. Să spună cine este ea, că e creată după chipul și semănarea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu seamănă cu noi, seamănă cu Dumnezeu și spuneam în mașină că avem neuronii de oglindire care îi fac pe copiii noștri să semene cu noi. O am în librăria ARF, Alianța România Fără Orfani. E o călătorie, cum citeam povești copiilor, cu cuvinte puține să nu se termine seara târziu când le citesc, în română și în engleză și scrisă la persoana întâi în vocea fiicei mele. O am să o răsfoiți, că n-am decât una la mine, dar dacă vreți să o răsfoiți, vă arăt. Mulțumim, mulțumim mult, Violeta. Corina... La sfârșit, dar nu cea din urmă. Ce să mai spun? Povestea ta e specială. Cu totul specială. Mi-ai povestit că ai 3 copii, 2 băieți și o fetiță. Dar fetița este un copil cu nevoi speciale. Undeva la un an, din cât țin minte, ați descoperit că ea e altfel. Cum a fost să descoperiți asta? Ce a însemnat pentru voi și cum v-a schimbat viața? Da, așa este. Avem 3 copilași, exact așa cum ne-am dorit, 2 băieți și o fetiță. Soțul meu, la 2 luni după ce ne-am căsătorit, a fost întrebat ceva informații legate de viața lui personală și a spus, tocmai m-am căsătorit și vom avea 2 băieți și o fetiță. Și chiar, da, chiar avem 2 băieți și o fetiță. Cuvintele au putere. Aveți grijă ce vorbiți. Mi-am dorit mult să am și fetiță după 2 băieți și m-am bucurat extrem de tare când am aflat că urmează să avem o fetiță. Am așteptat-o cu multă bucurie și când a venit în familia noastră a fost primită cu extrem de multă bucurie, inclusiv de frățiorii ei. Practic, Iana a rămas cu efecte secundare de la unul din vaccinurile pe care le-a primit chiar la naștere. A fost, practic, afectat sistemul ei nervos și a rămas cu paralizie cerebrală, ataxică spastică, are un nume foarte complicat și lung, în urma uneia dintre vaccinurile pe care le-a primit. Reacția nu a fost imediat, nu s-a văzut, nu am constatat imediat, cam la o lună jumate, deci de când era mică, de fapt, am constatat că ceva nu este în ordine cu ea. La un an de zile deja știam clar că ceva nu este în ordine, ceva grav este cu sistemul ei neurologic. Sigur, ne-a restructurat și dat peste cap toată viața noastră, cei care ne cunosc mai îndeaproape și sunt în sală persoane care ne cunosc mai îndeaproape. Noi eram pasionați de stil de viață sănătos, e puțin spus pasionați, poate un pic fixiști în privința asta. Cu băieții, așa să vă imaginați că nu ajungeam la medic decât pentru vaccinări, imunizări. Medicul de familie nu știa cum mă cheamă, atât de rar ajungeam la medic cu ei, atât de sănătoși. Erau datorită felului sănătos de a trăi. Eu însă nu am fost la spital decât să nasc copii. Deci chiar ajută să ai un stil de viață sănătos, doar că nu poți controla toate detaliile de pe pământul acesta. Și asta este primul lucru pe care eu l-am învățat, că nu se pot controla toate detaliile. Sigur că a
dat peste cap toată rutina noastră. Prima mea reacție a fost, pentru că sunt o persoană esențialmente optimistă și pozitivă, este harul lui Dumnezeu peste mine. Când mă bat de o situație dificilă, mi se pare o oportunitate extraordinară să văd gloria lui Dumnezeu, puterea lui, că Dumnezeu nu s-a schimbat. Când am văzut, fetița a avut primul simptom atipic în mâinile mele, la inducerea somnului, efectiv pielea fețișoarei ei s-a mișcat singură. A avut ca o spasticitate, o mișcare spastică a pielii. Și, deși nu sunt medic, ca mama am înțeles că nu e normal să se întâmple lucrul acesta și chiar în ziua aceea am și sunat câțiva medici, și neurologi, și pediatri, și neonatologi, pe toți prietenii care aveam în domeniul acesta și am întrebat ce să fac, că uite ce simptom are. Și m-a liniștit una din prietenele mele, care era chiar neurolog, și mi-a spus, nu se poate, e imaturitatea sistemului nervos, care de aceea m-au zvâcniri copilașii și am vrut să accept explicația, deși în inima mea, momentul în care am văzut acea reacție, a fost ca și când cineva am fipt un cuțit și am știut că viața mea nu va mai fi la fel. N-am avut nicio explicație logică pentru acel sentiment care l-am avut, doar asta am simțit. A trecut un an de zile de bâșbâieli, reacțiile acelea de spasticitate au revenit, s-au intensificat și s-au transformat în, poate m-aș tăca, seizures, nu știu în engleză, crize, efectiv în timpul nopții, care erau tot mai dese și undeva la un an de zile, în 2014, am înțeles clar că sistemul ei nervos este afectat. Vedeam că nici motric nu se dezvolta corespunzător cu vârsta pe care o avea. În contextul acesta a copilului cu nevoi speciale, Dumnezeu v-a trimis o cerere de rugăciune. Nu pentru vindecarea copilului, ci alta, o halucinantă cerere. Despre ce e vorba? Era luna mai. Luna mai e mai specială pentru viața mea. Eu în luna mai am fost născută din nou de către Duhul lui Dumnezeu. În 28 mai 1998 m-am născut din nou. În luna mai am primit acest proiect. Tot în luna mai s-a înființat proiect educativ. Luna mai are o însemnătate specială. Deci în 2 mai, din senin, în timp ce inima mea încă era foarte plină de amărăciune, primii 2 ani, din momentul în care am constatat la fetița noastră că nu este ok și m-am luptat, credeți-mă, cu toate armele spirituale pe care eu le-am avut la îndemână și eu și soțul meu. Suntem oameni care credem că Dumnezeu nu s-a schimbat, că este același, că face vindecări, că învie morții, că nimic nu-L poate opri pe Dumnezeu să facă un miracol. Nu trebuia să mă convingă nimeni că Dumnezeu o poate vindeca. Eu eram ferm convinsă că fetița noastră va fi vindecată și va fi un motiv de a edifica credința celor din jurul nostru. Așa că cu toată puterea și încrederea ne rugam când avea crizele mai mari și eu și soțul meu ne rugam în fiecare noapte, de 3, 4, 5 ori pe noapte, ne rugam și legam și dezlegam și proclamam și you name it, adică orice metodă pe care o știam am folosit-o. La un moment dat, unul din băieții noștri s-a trezit noaptea că avea nevoie de ajutor la baie și l-am trezit pe Doru. Am spus, are Joshua nevoie de tine. Și el, din somn, a zis, în numele lui Iisus Hristos, declar viață peste tine. Am zis, mulțumesc, da, trebuie să mergi la baie cu Joshua. Amin. Până una alta. Deci intrase în subconștientul lui. Dacă îl trezea, intra în luptă spirituală, direct. Și atât de hotărâți eram că vom vedea gloria lui Dumnezeu și puterea lui. Doar un detaliu vă spun. Tot cu ocazia acestor nopți, acestor crize foarte dese, când deja nu mai știam, gândiți-vă, ani de zile să te trezești de 3-4 ori pe noapte. Încercați să vă imaginați lucrul acesta și să ai doi copii sănătoși, alți doi copii sănătoși care se trezesc la 6 dimineața, trebuie trimiși la școală, sunt sănătoși, au nevoie de activități conforme cu vârsta dimineața lor. Te iau de bună. Deci ei erau odihniți, așa, și apoi și proiectul, să vă spun mai cum l-am primit. Eu nu mai apucam să-mi recuperez orele nedormite. Deci eu de 9 ani jumate nu mai dorm cum trebuie. Este un miracol că vorbesc decât coerență. Mă scuzați dacă fac paranteze prea lungi. Se datorează și oboselii. Da, deci
Este un miracol lucrul acesta, că putem funcționa în condițiile acestea. Și am învățat în nopțile acelea, când nu mai știam și vorbeam, Doru îmi spunea, te rog, oprește-te, că nu vorbești ce trebuie. Vorbeam lucruri care nu trebuiau vorbite, eram supărată pe Dumnezeu. Nu vă puteți imagina ce mi-a ieșit pe cură și ce puteam spune. Și Doru a spus, te rog, nu, înțeleg durerea ta. Și eu sunt în durerea, dar nu mai vorbi lucrurile acestea. O iei deja pe drumuri greșite. Și într-una din nopțile acestea, Duhul Dumnezeu a spus, ai încercat închinare. La 3 dimineața? Închinare! Și cum, Doamne, să mă închin? Ce să cânt? Închinare, atât a fost cuvântul. Dumnezeu nu prea dă explicații foarte mari. Îți dă ce ai de făcut și îți folosești creativitatea să știi cum să pui în aplicare. La 3 dimineața am început într-o noapte... Aleluia! Nu sună așa bine, era la 3 dimineața. Așa? Și extraordinar. Deci fetița mea tocmai era indusă în criza aceea. Tocmai începea, deja știam simptomele de început ale crizei. Și în momentul în care am spus cuvântul acela, doar din pură ascultare de Duhul lui Dumnezeu, fetița noastră a răsuflat ușurată și ceea ce o chinuia parcă a plecat de la ea și s-a culcat la loc. Așa azi, așa mâine, păi aleluia în fiecare noapte, de 3 ori pe noapte dacă trebuie. Dacă asta e formula, asta o practic. Cânt de 3 ori, 4 ori pe noapte, nu e o problemă. Și vreau să vă spun că o perioadă destul de lungă de timp, crizele acelea au dispărut, tratate cu aleluia, cu închinare, are o foarte mare forță închinarea înaintea lui Dumnezeu și mai mare forță ascultarea de Dumnezeu. Și au mai revenit, dar nu cu aceeași intensitate și nu cu aceeași frecvență. Slavă Domnului! Și tot, cum am primit proiectul? Tot Dumnezeu, dar despre asta aș vrea să vorbești, da. În puținul timp care ne-a mai rămas, da. Că Dumnezeu v-a chemat la un proiect în domeniul educației. Deci în contextul acesta, a nopților albe, în 2 mai 2014, când eram plină de amărăciune și nu înțelegeam de ce nu funcționa nicio formulă, absolut nimic, povestea cu aleluia am descoperit-o când Ian avea 4 ani, deci erau 4 ani de chin, chiar vorbeam singură pe drum, deci eram epuizată psihic. Și eram undeva când Ian avea 1 an de zile și l-aud pe Duhul lui Dumnezeu, acea voce interioară care vă călăuzește pe fiecare. Și știți că e de la Domnul. Și când începeți să filozofați, stricați mesajul. Dar primul imbold e de la Domnul. Și Domnul mi-a spus, nu te-ai mai rugat de mult pentru schimbarea sistemului educativ din România? Serios. Și ce treabă am eu cu sistemul educativ din România? Farfuria mea e plină. Nu știu dacă ai observat, dar fetița mea face crize. Nu știu dacă ai observat, fetița mea încă nu stă înșezut și are 1 an de zile, da? Nu știu dacă ai observat, sunt extrem de supărată pe tine. Că eu când m-am întors la tine, cu toată ființa mea te-am urmat și cu toată pasiunea mea și eu n-am păstrat nimic pentru mine, pentru viața mea, pentru confortul meu. Și a fost discuția asta intensă cu el. Eu n-a fost nevoie să mă chinui așa ca să-mi atrag atenția. Eu ți-am oferit-o din momentul în care m-ai născut din nou. Și nu odată, ci de mai multe ori Dumnezeu a sunat în mintea ta, roagă-te pentru sistemul educativ. Spus, aș vrea să treci la, da, okay, la partea cu proiectul. Și am spus, deși am comentat, mi-am luat jurnalul și am scris o primă rugăciune, l-am pus la loc, prăfuit și eu n-am mai scris o vreme în jurnal nimic, l-am pus la loc crezând că doar atât a vrut să zic și o rugăciune despre sistemul educativ din România. Am scris-o, e în jurnal. Apoi încă de 2 ori în luna aceea, aceeași voce mi-a spus tot în luna mai, până la finalul lunii mai, de 3 ori mi-a spus lucrul acesta, nu ți-am spus să te rogi, ultima oară așa a fost, dar nu ți-am spus să te rogi pentru schimbarea sistemului educativ din România, că vreau să-l schimb. Și am spus soțului meu, ce-i cu chestia asta? Soțul meu mi-a spus că asta înseamnă, draga mea, că să te rogi în fiecare zi, nu numai de când îți spune el, și să ne rugăm ca familie. Ne-am rugat mai 2014, în noiembrie 2014, ne-am trezit într-o conjunctură foarte ciudată, în care grădinița la care participa al doilea băiețel al nostru s-a blocat. Și avem și mămici pe aici care au fost împreună cu mine atunci. Eu eram o mămică care își ducea copilul la grădiniță, proiectul s-a blocat, urma să se închidă în mijlocul anului școlar, copiii nu mai aveau unde să meargă.
Între timp, eu preluasem o fundație umanitară la care lucrasem înainte să am copii, așa, și în contextul acela în care eu imploram conducerea grădiniței să nu renunțe la acea grădiniță, pentru că era o grădiniță creștină și erau oameni necreștini acolo. Și mie mi-era efectiv jenă de oamenii aceia, că nu era vorba despre mine, eu mă descurcam cu copilul meu, aveam programul flexibil, eu nu depindeam de grădiniță, chiar eu nu aveam nevoie de acea grădiniță neapărat. Plus că am mai motivat câteva mămici, pentru că am acest obicei de a face reclamă unora și altora, am motivat câteva mămici să-și ducă copiii acolo. Și una dintre mămici lucra 8 ore și a spus: Corina, tu ce faci cu băiatul tău? Păi eu am program flexibil. Nu, zice, ce faci cu atât, să faci și cu a mea acum, că tu m-ai chemat aici. Și grădinița se închidea. Și ea provenea dintr-un context, dintr-o familie lărgită care nu-l cunoștea pe Domnul, doar ea era născută din nou. Și prietena mea spunea: eu nu pot să spun tatălui meu că pocăiții nu sunt în stare să-și ducă un proiect până la capăt. Nu pot să spun bunicului copiilor mei că s-o bloca credința creștină, că îmi face capul calendar. Toată viața o să-mi spună treaba asta. Ei, sub presiunea aceasta, într-o întâlnire, care era și Adi Tămaș, Adi spune out of the blue: Corina, de ce nu preiei tu proiectul ăsta? Adi nu mă cunoștea personal. Și în mintea mea: Adi, dacă știi ce viață am, că eu nu spuneam încă oamenilor că fetița noastră are probleme, nu se vedea. Pe chipul ei nu se vede nicio urmă de problemă neurologică. Are niște tăsături impecabile. Puteți face reclamă cu pozele ei. Da? Deci, zic, dacă ai ști ce viață am, numai proiect educativ îmi lipsește de mie acum. În fine, în discuția cu soțul meu, cele care nu sunteți căsătorite, e foarte important să vă căsătoriți cu cine trebuie. În discuție cu soțul meu, el m-a încurajat: draga mea, cred că poți prelua acest proiect educativ. Când se întâmplă asta? Acum 8 ani, am înțeles. Acum 8 ani, da. Și de la decizia de a salva grădinița în mijlocul anului școlar? Doar pentru un an. Înțelegerea atunci era, deci am avut totuși curajul să-l preiau, numai anul acesta, cât să încheiem anul școlar, pentru că eram în mijlocul anului școlar, în mijlocul. Era început deja anul școlar și copiii n-aveau, părinții n-aveau alternativă, n-avuseseră timp de reacție, da? Numai cât să încheie anul școlar. Nu m-au mai lăsat părinții, dar cum crezi? Păi da, copilul care l-am acum are și o soră, și un frate, și un vecin, și un verișor. Mai oprește-te. De 8 ani tot un an am stat. Anul ăla dura foarte mult. Da, și iată de acolo de 8 ani, foarte pe scurt, în finalul discuției, să ne spui care este viziunea ta vis-a-vis de schimbarea sistemului de educațional. Și cum funcționează Royal Caris Academy? Da. Practic, dacă la început viziunea a fost doar să dăm o mână de ajutor și să salvăm un proiect care altfel ar fi încurcat viețile câtorva familii, ulterior am înființat asociația Royal Caris Academy pentru că era nevoie de o structură legală în care să funcționăm. În primul an a fost, nici nu vă spun cum, eram la Biserica Evlavia care ne-a găzduit și asta a fost, am funcționat cum am putut. Am înființat această asociație, am pus obiective extraordinare, nici nu știu de unde ne-au venit, decât sigur de la Dumnezeu au venit inspirația acelor obiective și a fost foarte greu. Au urmat niște ani teribil de grei. Din momentul în care am înființat asociația și ne-am hotărât că, cu soțul meu, că ducem mai departe această lucrare, cât o vrea Dumnezeu, au apărut foarte multe piedici. A trebuit să plecăm de la Evlavia, să ne mutăm în chirie. În chirie, proprietarul nu și-a respectat termenul și în loc de 3 ani, după 2 ani ne-a dat afară. Am aterizat în alt spațiu care a trebuit renovat. După ce l-am renovat, cu toți bătă bruma de bănuți care am avut, eu lucrez voluntar, eu nu am niciun profit din ceea ce fac. Noi ca familie nu avem niciun profit din povestea asta. Este doar, muncă benevolă. Bruma de bănuți care mi-a economisit să renovăm acea clădire, am funcționat 6 luni și vine martie 2020, se închid lucrurile, stăm fiecare acasă și proprietarul mă anunță că, deși aveam un contract de 3 ani care nu se putea întrerupe, îl întrerupem pentru că lui trebuie bani și nu-l interesează ce se întâmplă cu educația în România, apropo. Așa că după ce am renovat clădirea, ne-am luat lucrușoarele și am aterizat în fundația umanitară din Someșeni, în curtea ei. Fundația nu era renovată, avea doar o curte. Și atunci, asta 2020, am spus: Doamne, a fost o aventură interesantă din 2014 până în 2020, cred că asta e tot.
am să țin, totuși, vreau să țin o serbare de absolvire. Copiii acești live, atunci totul era online, dar vreau să țin o serbare de absolvire live și dacă îi duc în codru, să nu mă știe nimeni, dar vreau să-și arunce pălările sus și să știe că nimic nu-i poate răpune, niciun virus, nicio boală, nimic pe lumea asta nu poate fi mai puternic decât Dumnezeul despre care i-au auzit în grădinița noastră. Și doar atât, Doamne, mai lasă-mă, să fac o serbare cu ei. Și după aceea le spun goodbye la părinți, peste vară să-și găsească altă grădiniță. Și Domnul a spus, nu le spui niciun goodbye, le spui mergem înainte. Și am spus, înainte unde? Nu mai avem clădire. Nu știu cum să spun, dar pe pământ oamenii folosesc clădiri și anumite chestiuni fizice, da? Cum ar fi bani și tot felul de chestiuni de genul acesta. Și el mi-a spus atât, un singur lucru îți cer, să nu renunți. Dacă vrei să vezi gloria mea, nu te opri. Oricine se poate opri, dar nu oricine va continua. Un singur lucru îți cer, să asculți de mine. Și fetelor, aceasta este definiția curajului. Alegerea de a asculta de Dumnezeu. Ce a spus Daniela? Ați auzit de câte ori a pronunțat cuvântul frică? Frică, 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 da? Pentru că, fetelor, toate avem frici. Suntem plini de frici. Curaj nu înseamnă să nu ai nicio frică. Curaj înseamnă, în ciuda tuturor fricilor pe care tu le trăiești, să asculți de Dumnezeu, știind că El are ultimul cuvânt de spus în viața ta. Nu frica ta are ultimul cuvânt de spus, nu uriașii pe care îi vezi. Chiar, fie că sunt imaginari, fie că sunt adevărați, unii uriași chiar sunt de 3 metri în viața oamenilor. Și sunt foarte periculoși, dar nu e ultimul cuvânt de spus. Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus. Curaj înseamnă simplu ascultare de Dumnezeu. Ascultare de Dumnezeu înseamnă simplu să alegi frica de Domnul în detrimentul celorlalte frici pe care le ai. Mulțumesc, Corina! Cred că v-a convins! Am rămas în curtea acelei fundații, am ținut serbări, au fost cele mai glorioase serbări din toată existența noastră, că Duhul lui Dumnezeu a fost acolo prezent. Și am continuat, dragile mele, cu 15 copii, 5 erau cazuri sociale, nu puteau plăti nimic, doar 10 copii contribuiau, așa, în curte, clădirea nu era renovată. Până în decembrie, la prima ninsoare, am stat în corturi, da? Pentru că Dumnezeu nu mi-a dat voie să mă opresc. N-am găsit oameni care să renoveze clădirea. Într-un final au venit doi interesanți și au renovat clădirea cumva. Și în 1 decembrie am cântat imnul țării în clădire. După aceea au început să vină copilașii din ianuarie să mai vină. Pe tot traseul acesta, Dumnezeu m-a făcut să aflu de o clădire autorizată în zona Mărăști, în spatele clădirii The Office. New York prices, adică prețuri, nu știu cum să vă spun, că la New York, da? Nu era din România, oricum. Și am ajuns acolo, am văzut clădirea, Doru a spus, imposibil, ia-ți gândul de la ea, nu este pentru noi. Și am spus, ok, nu este pentru noi, dar dacă Dumnezeu vrea să cheltuie banii ăștia, că doar și așa El îi are, poate că așa are El chef să-i dea, că s-a lui. Măcar să-L întrebăm, dacă ne-o dă să ne oricum ce avem de pierdut, că noi n-avem nimic, adică n-avem decât niște corturi. Da? Corturile le-a donat. Primul om care m-a sunat să mă întrebe ce fac în pandemie a fost un client ateu. Și asta e cel mai mare lucru pe care vi-l spun acum. Cu el, dacă rămâneți, cel mai important lucru. Omul acesta a avut 4 ani copilul la noi. Când era pandemia, copilul lui nu mai era la noi. El nu depindea de continuitatea proiectului nostru. M-a sunat și a spus, Corina, tu nu ai voie să dispari de pe piață. Adică îți mulțumesc pentru compliment, dar nu știu dacă am ceva de spus în privința asta acum. Spune-mi ce să fac pentru tine. Zic, mai ia măcar un cort. Și apoi mai am unul, că trebuia să-i împar pe grupe. Și mai am un sistem de încălzire. Deci el ne-a asigurat până s-au renovat clădirile. Un ateu care și-a dus copilul la noi la grădii și copilul lui acum se roagă, invocă prezența lui Dumnezeu. Chiar dacă el spune așa, nu cu aceeași convingere că este ateu, dar... În fine, lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în inimile lor, cu ce vreau să rămâneți? Să nu vă fie teamă oriunde sunteți să vorbiți despre Dumnezeu. Să nu vă fie rușine cu Dumnezeul vostru, pentru că oamenii sunt flămânzi după Dumnezeu.
Ei au nevoie de viața pe care el o are. Ei au fost concepuți să fie împliniți numai după legea și cuvântul și voia lui Dumnezeu. Ei sunt în afara voiei lui Dumnezeu, necunoscându-l pe el. Deci le faceți un beneficiu extraordinar că le împărtășiți credința voastră. Da? Am primit clădirea în niște, cu favoarea lui Dumnezeu. Este o poveste, pot scrie o carte numai despre cum am primit clădirea. A durat 8 luni negocierea. Noi nu eram experți în negociere. Cine ne știe poate atesta lucrul acesta. N-am mai negociat în viața noastră așa ceva. De multe ori eram eu singură și echipa lor, că era o corporație cu care eu negociam, erau vreo 5 la nivel și eram eu. Where is your lawyer? Sorry, unde este avocatul tău? Duhul Sfânt este aici. Da. Așa a fost. Mulțumesc. Dumnezeu ne-a dat-o și am început clasa 0 de anul trecut și numai El susține acest proiect. Și El îmi dă putere să fac tot ceea ce fac. Nu este meritul meu. Oricare dintre voi puteți face lucruri mari. O singură condiție, să ascultați de ceea ce vă spune Dumnezeu. Exact cum a făcut Daniela, cum a făcut Violeta, cum fac multe alte femei. Și gândiți-vă la Estera. Esterei tremurau genunchii când a mers la rege. N-a mers săltând de pe un picior pe altul înaintea împăratului. Știa că s-ar putea să moară. Ea a făcut ce a făcut din pură ascultare față de Dumnezeu.